Slăvit să fie Dumnezeu în veci. Amin. Și pentru că Dumnezeu mi-a făcut mult bine, vreau să-L laud cu o poezie spre slava Lui. Glorie Domnului! Aleluia. Va veni curând răpirea, va veni curând răpirea, vestea toți am auzit. Va veni pe nor Mesia, ca pe Cel ce-i pregătit, să îl ducă în locul unde nu se vor mai despărți, căci e locul care-i veșnic, veșnicie doar va fi. Vine îndată Salvatorul celor ce au așteptat, în tăcerea Lui venirea, și mereu ei au călcat pe acea urmă ce-a lăsat-o, când urca un deal cu greu, necrezut de acea mulțime că e Fiul de Dumnezeu. Se aude azi într-una că îndată va veni, ne mai spune ca să strângem rândurile zi de zi. Vrea să vadă El iubire, nu doar garduri între noi. Vrea să vadă unitate, căci sunt vremuri de nevoi. Azi deschide adesea cerul să ne aducă un cuvânt, și cuvântul este acesta: să fiți gata, vin curând. Legătura cea frățească să o vadă mult ar vrea, de o cere asta înseamnă că între noi nu este ea. A văzut doar dezbinare, de cere să ne unim, a văzut doar vrășmășie, de spune să ne iubim, a văzut garduri din ceruri, că suntem așa străini, zâmbitori, dar poate-i zâmbet ce-l aveau și cei păgâni. Și are dreptate Domnul, El e drept și adevărat, căci venim la adunare doar cu capul a plecat. Nu venim nici mai devreme ca de vorbă să nu stăm cu acel care ne spune Domnul să-L îmbărbătăm. Nu cunoaștem nici durerea celui ce-i îndurerat, că în afara adunării este El de noi uitat. În nevoia pământească astăzi mulți ne-am scufundat, trupul Domnului afară este Cel ce-i dezbinat. Profețiile spun asta și cuvântul Cel de sus, că nu suntem în iubirea cea lăsată de Iisus. Dragostea este o poruncă, dar o vrea Domnul în fapte, nu vrea reguli care astăzi trupul Lui doar îl desparte, și de aceea El tot strigă că ar vrea să ne iubim, nu în gând, ci în trăirea în care Lui noi îi slujim, căci și-a Lui trăire odată tuturor ne-a arătat cât El ne-a iubit cu fapta, doar și-n gând El ne-a purtat. Să luăm bine aminte și să începem să trăim dragostea ce e cerută și cu toți să ne unim, căci El este atât de aproape, strigă azi neîncetat, să ne pocăim căci vine, vine Domnul Împărat. Și în marea-i bunătate, El ne spune azi mereu să ne curățim toți haina, căci vrea bunul Dumnezeu ca nici unul să nu piară la a Lui mare venire. Vrea să ne găsească Domnul gata pentru neurire. Amin. Domnul, Domnul, Domnul.